Sâmbătă dimineața, la centrul comercial de la intrarea în Deva, dinspre Suntuhalm, a început să funcționeze centrul de vaccinare anticovid drive-thru sau vaccinare direct din mașină. Acțiunea programată a începe la ora 10 a fost devansată, multe persoane care au dorit să se imunizeze fiind prezente înainte de ora oficială a deschiderii. O prima impresie, sperăm să fie un succes, după cum pare, mai ales că am fost nevoiți să dăm drumul mai repede de cum ne-am planificat, pentru că erau deja oameni de la ora 6 dimineața sosiți aici. Când am venit, erau deja încolonați și atunci a trebuit să ne organizăm să pornim mai repede. Sper ca totul să decurgă așa cum ne-am planificat noi și să avem cât mai mulți vaccinați la sfârșitul fiecărei zile. Pentru buna funcționare a centrului din Deva, primul de acest gen din țară, lucrează împreună Prefectura, Direcția de Sănătate Publică, Primăria Deva, Crucea Roșie, instituții ale Ministerului Afacerilor Interne și Centrul Comercial, fiind asigurată asistență medicală calificată. Imunizarea se realizează cu vaccin Pfizer, iar rapelul se va face în același loc peste 21 de zile de la inocularea primei doze. Suntem la acțiunea Hunedoara spre libertate, suntem la un eveniment inedit în țară, este prima acțiune de acest gen și anume vaccinarea din mașină, vaccinarea cu vaccin Pfizer, vaccinarea fără programare, vaccinarea doar cu carte de identitate și după cum ați văzut chiar este un interes destul de crescut din partea cetățenilor din județ să vină să se vaccineze. Chiar am avut și cetățeni din județul Alba de dimineață, am văzut mașini. Avem 5 doctori, avem 8 asistente, avem 3 registratori, avem copii de la Crucea Roșie care au venit ca și voluntari și iată că punând mână de la mână toți, încercăm să facem un cadou de iepuraș. Îi așteptăm peste 3 săptămâni la rapel aici, în parcarea de la Shopping City Mall Deva. Printre primii care s-au imunizat nu au fost doar deveni sau alți hunedoreni, ci și locuitori din alte județe. Toți aceștia au venit la vaccinare convinși că doar așa se poate ieși din pandemia de COVID-19. Eu cel puțin mă simt foarte bine. Am venit la Deva pentru că am profitat de faptul că nu trebuie programare, am insistat și altă dată, dar programările s-au făcut pe altă dată și dacă tot s-a nimerit, am venit cu mare drag, adică cu sufletul deschis, e un lucru excepțional. Cei care au luat inițiativă să facă acest drive-thru au făcut un lucru excepțional și îndemn pe toată lumea de ce nu se vaccineze, e un lucru foarte bun și un pas înainte spre libertate. Că am venit că am auzit că se face vaccin în Deva și zic, hai să vin și eu, că asta e situația, suntem la o vârstă oarecare și zic, trebuie să ne vaccinăm, să scăpăm odată de epidemia asta, că ne-am săturat decât stăm cu botnița asta la gură, să vin și noi ca oameni, ca în trecut. Cu ce gânduri ați venit la vaccinare și de ce ați venit aici la vaccinare? Pentru imunizare, cu gânduri bune, pozitive. Ce așteptați? Al doilea vaccin, rapelul. De ce ați venit la vaccinare? Să scăpăm de pandemie. Să scăpăm de pandemie. Toată lumea ar trebui să vină să se vaccineze. Să scăpăm odată. Să putem să ne reluăm viața înapoi. De asta am venit. Sunteți din Deva? Nu, suntem din Hunedoara. Și de ce ați ales să veniți la Deva? Pentru că suntem programați pe platformă și avem numere foarte multe în față. Și atunci trebuia să găsim o modalitate. Ca la orice debut, au fost și unele mici deficiențe, acestea au fost remediate din mers și mai mult, s-a decis ca la centrul drive-thru să se poată imuniza și cei care nu au venit cu mașina, iar populația este așteptată la vaccinare. Din mers ne organizăm, adică ce nu merge, noi am hotărât anumite etape, dar noi vom face ca să fie cât mai util și mai rapid, știi? Da, vin 3 mașini, 2, 1, și mai departe, probabil o să vină și pe jos. Și va trebui să-i vaccinăm pe toți, știi? Avem vaccin o grămadă, avem primite 2502 doze și astăzi avem prevăzut vreo 600. Să vedem dacă le putem face. În restul, voi veți vedea și voi că va fi plin aici, știi? Dacă aveți pe cineva să trimiteți, să așteptăm. Sâmbătă la centrul drive-thru au fost vaccinate 591 de persoane, iar în cea de-a doua zi de funcționare au fost chiar mai mulți, fiind vorba despre 660 de oameni, iar acest lucru este considerat drept un exemplu de bune practici dat de către municipiul Deva.
Felicitări, în primul rând, celor care s-au implicat direct, prefectului județului Hunedoara, domnul Călin Marian, celor de la DSP, domnului director Mezei. Ne-am implicat și noi primăria cât am putut de mult și iată că este un real succes. E bine să dai exemple de bună practică și DEVA, din acest punct de vedere, dă țării un exemplu de bună practică. Punctul de vaccinare din parcarea centrului comercial situat la intrarea undeva dinspre Sântuhalm este deschis zilnic între orele 10 și 19.